Astăzi vom simula cariera lui Radu Drăgușin. Sunt sigur că în ultima perioadă ați auzit din ce în ce mai mult acest nume de Drăgușin, pentru că acesta este și cel mai valoros român cotat la 20 de milioane de euro. Acesta în prezent joacă pentru Genoa în Serie A, dar este ca și transferat de Tottenham în Premier League. Vedem că au fost și șanse să meargă la Barcelona chiar. Și din ce în ce mai multe surse spun că este aproape gata acest transfer, sau înțeles la bani. Cred că este vorba doar ceva timp ca acesta să confirme. Și totodată voiam să vă arăt noului lui card din FIFA. Este un inform și bă, sincer să fiu cu voi, arată genial, nu știu. 86 pace, 87 defending, 89 physical. E cred că unul dintre cele mai OP carduri de inform din FIFA ăsta. Eu n-am văzut, n-am văzut card atât de OP, bun și pe dribbling, bun pe multe, multe chestii. Și bă, sincer, dacă aș avea o echipă din seria 100% l-aș folosi. Și ce vom face noi? Vom simula cariera lui fix de la Tottenham. Adică noi o să facem deja transferul lui Drăgușin la Tottenham și vom vedea cum va fi cariera lui în FC 24 de aici încolo. Partea nasoală o să fie că sunt foarte mulți fundași aici la Tottenham. Sunt o grămadă de fundași, dar va trebui să mai plece din ei. Uite, Davison Sanchez nu știu ce mai caut aici. Ben Davis, la fel și Dyer o să plece destul de mulți. Și sincer, pentru evoluția lui Drăgușin, eu zic că anul viitor ar merit la un mini 74, 75 OVR, poate chiar un card gold. Așa că eu o să-i ofer ratingul de 74 în momentul de față. El are 71, i-am dat un plus 3 pentru că a luat totuși un inform, are 20 de milioane cota, eu zic că merită măcar 74. Hai să-l punem aici la antrenamente și să sperăm că anul acesta va juca bine. Mă rog, important e să joace, nu să joace bine. Mă rog, ambele sunt importante, dar trebuie să joace, pentru că e competiție destul de mare aici. Simulăm Până la finalul Premier League-ului și zice să fiu Toteham. E o echipă bună, dar nu mă aștept să câștig niciun trofeu. Se termină sezonul, nu vreau să zic, dar m-a dat afară. Am revenit la Toteham. Cât de rău poate să fie sezonul să mă dea afară. Hai să vedem. Bă, terminăm pe locul 5. Bă, o să zic că e decent, dar cât să mă dea afară nu mi se pare ok. Totuși am terminat peste Chelsea. Foarte slab că la sate este West Ham. mă așteptam să fie mai sus. Iar Arsenal ia titlu. Champions League am fost eliminat de Atletico Madrid 5 la 4 la general Eliminat în bar Mühenu Bă, și o să vă zic o chestie L-am avut pe Kane de la început Aveam practic primul fișier de squaduri Nu i-am dat update pentru că am modul pe care îl folosesc să transfer jucătorul Și am dat release lui Kane Dar nu contează Hai să vedem ce a făcut Drăgușin aici A avut totuși competiție destul de sule mare Romero este și el aici Van den Ven pe Parcă pentru FIFA e destul de greu să evolueze la o echipă de genul. A jucat doar 13 meciuri, nu este foarte departe de Van de Ven, dar nici Toteham n-a avut un sezon bun. Nici nu știu dacă să mai rămână la Tottenham. Bă, o să-l dăm pe transfer list dacă primim ceva bine, dacă nu, nu. M-am mai gândit puțin mai bine și am zis că, bă, nu o să-l pun pe lista de transferuri pe Drăgușin pentru că, pe parcă n-ar fi chiar atât de realist. Abia ce l-a luat Tottenham, n-a apucat să joace prea mult, dar ce părere aveți să-l trimitem în loan? Am primit o ofertă de de la de la Porto și bă, vezi că ar fi destul de bine. Porto parcă e puțin mai jos decât Tottenham ca și nivel, dar uh, joacă în Champions League, e una dintre cele mai bune echipe acolo în Portugalia. Vezi că ar fi o idee foarte bună. O ofertă și de la Vilia Real. Și acceptăm o ofertă de un an de împrumut. Hai să acceptăm și Drăgușin va merge în Portugalia. Nu prea fac chestia asta cu lăunul. De eu zic că o să fie foarte bine pentru cariera sa. Și a plecat Drăgușin. Uh, ia uite-i codița. Încă nu are fața în Joc, dar seamănă, seamănă puțin Cu el, a plecat aici de la Tottenham, Dar ne toarcem noi după un an Să, să mai căpătăm experiență Totuși, și vedem aici FC Porto Spurs 12 luni, și sincer E destul de interesant, pentru că nu prea obișnuie să merg În Liga Portugalie, e o ligă destul de bună La un moment dat, ții minte că Luase Liga, Liga o, Adică Liga din Franța Și mereu echipe care sunt acolo în Champions League Benfica, Porto Echipă destul de solidă pentru Porto tot sincer, parcă e mai de nivelul lui Drăgușin, zice eu uh, Slăbuța apărarea puțin aici, Cardozo cu Drăgușin, portarul este foarte bun Costa, care e portar de națională Gertruida, care cred că joacă la finor sau nu știu dacă a plecat Otavio, bă, echipă bună, hai să simulăm acest sezon să vedem dacă este un sezon mai bun și dacă Drăgușin va crește, mamă are deja 5 week foot, what, bă, cât de tare Se termină sezonul și hai să vedem cum a fost uh, sezonul nu asta pentru Porto. N-a fost nici rău, n-a fost nici bun. Locul 2, eu zic că e destul de bine, n-am luat campionatul. Am terminat pe locul 2 în grupă, înseamnă că Drăgușin continuă să-și facă aici experiență în Champions League. Am trecut mai departe bătând-o pe Leverkusen, dar n am luat bătaie de la Atletico Madrid. Iar Drăgușin ajunge la 80 OVR, crește plus 5 OVR-uri la 23 de ani. Văd că e singurul fundaș care a mai rămas aici. Probabil restul au plecat cu cu clauze cu nebunii, dar oricum Nu contează pentru că noi ne întoarcem Înapoi la Tottenham, pentru următorul Sezon, poate a făcut și ceva transferuri Tottenham între timp, ne întoarcem la Tottenham Și văd că Tottenhamul s-a pus Pe treabă, l-au luat pe Robertson Pe Pavard uh, Ok, arată din ce ce mai bine Această echipă, n-am ce să zic Și drăgușii și 83 OVR Cum e posibil abia ce s-a întors? I-au băgat băieții suplimente Nu înțeleg cum a ajuns la 83 Deci plus 3 OVR-uri, ba așa în pauză de vară. Bă, ce se întâmplă? Este cotat la 52 de milioane și are o clauză de 141 de milioane. Bă, cred că sezonul ăsta o să fie cel mai bun pentru el. Este clar titular alături de Pavard și hai să vedem sezonul cu numărul 3, ce se va întâmpla pentru Radu Drăgușin. Bă, n-am pretenții de la Tottenham să ia titlu sau ceva de genul, dar măcar să ne batem acolo, să fim top 3. Hai să vedem sezonul cu numărul 3, dacă a fost ce trebuie pentru Drăgușin. mama, sunt toți în scădere 85 totuși drăgușini Ceea ce asta ne interesează 85 putem să mergem la o echipă mult mai mare Dar în rest echipa n arată rău Dar văd că toată lumea e în scădere oh, Terminăm pe locul 8 frate Mamă dezastru Mamă și suntem eliminați din Europa League de Salzburg frate Bă de fix de Salzburg Alachi ok Sezonul următor trebuie să căutăm o nouă echipă Pentru că Drăgușin, se pare că n-a făcut cea mai înțeleaptă alegere Dar totuși a făcut Experiență în Premier League, asta contează cel mai mult Și prima ofertă a lui Drăgușin Este de la PSG psg care tocmai ce a câștigat uh, Champions League-ul, acceptăm Nici nu mai stau pe gând, merge la Paris Mamă, cum o să fie transferul ăsta Mai primim o ofertă de la Luton Town, ha măi, serios Cum să mă duc cu eu la Luton Town Bă, ar fi cel mai mare Downgrade, lol Iar Drăgușin pleacă la Paris Să fie coleg acolo cu Mbappé, cu Donnarumma, cu Marquinhos, dacă mai sunt și ei pe acolo, dar este un mare, mare transfer pentru acesta. Se pare că PSG-ul își întărește acolo apărarea cu un drăgușin de 23 de ani. Hai să vedem și echipa PSG-ului ce avem aici. Văd Mbappé în, în față Neymar. Da, v-am zis că au rămas coadurile de la început, dar lasă-l pe Neymar că nu e așa mare. Și se pare că Drăgușin este aproape cel mai bun fundaj, o să fac aici un cuplu de fundaj cu Marchinioș. avem și pe Cancelo, bă tare echipa asta, dar sunt foarte mulți plecați la naționale, mă aici la Cupa Mondială, Argentina ia Cupa a doua oară la rând, a, tot cu Franța în finală, 1-0, la n-au mai fost penaltiuri, voiam să văd ce a făcut România, a, România s-a calificat la Cupa Mondială, dar nu am reușit să facem niciun punct, avem 0 puncte, asta este, grupă grea oricum, Maroc pe primul loc, Portugal Alea, Belgia. Foarte, foarte grea grupa aici. Mamă, ce echipă are PSG, Chavi Simons, De Jong, Ugarte, Marquinhos, Cancelo, Drăgușii, Martinez și Dona Ruma în poartă. Bă, e bombă echipa asta, n-am ce să zic. Și banca de rezerve foarte, foarte bună. Îmi pare rău, v-am zis, pentru, pentru, jucătorii care au mai rămas aici. Uite, Verati trebuia să fie prin Qatar, parcă. Dar echipa asta chiar merită să se bată acolo la, la Champions League pe bune și acum a venit și Drăgușin. Am câștigat deja un trofeu, avem Super Cupa Franței și mai avem Super Cupa Europei. Hai să vedem dacă o câștigăm și pe aceasta. Și se pare că pierdem la penaltiuri, să sperăm că nu o să fie cu ghinion treaba asta. Hai să simulăm și al patrulea sezon pentru Radu Drăgușin. Să sperăm că prindem și noi un trofeu în afară de Super Cupele astea. Și ajungem direct în finala Champions League cu Bayern München. Ajunge de două ori pe Jeu, de două ori la rând. Batem real Alu, mamă, stai așa că sunt multe de văzut aici. Hai să vedem echipa, drăgu, 90 OVR. Mamă, bă, s-a dus bine rău, drăgușin. Mamă, cu Neymar, 79 OVR, a ajuns la 35 de ani. Și, drăgușin, unul dintre cei mai buni din lume, uite cum îi scrie acolo, 49 de meciuri pentru acesta. Și este cotat la 130 de milioane de euro. Hai să vedem ce a făcut PSG un rest. Câștigăm, desigur, campionatul, asta e regulă la PSG nici nu se punea problema. În cupă am pierdut aici în, în primele runde, ciudat sincer. Iar în pe zic terminăm pe primul loc. Scoatem Aston Villa, scoatem City, scoatem Realul și ajungem în finală cu Bayern München. Hai să vedem echipa lui Bayern, David Musiala, Coman, ok. Cucurei, Cucurei, ah. Cucurei în mijloc, Pedro Poro, Nabri, bă, așa o wow, echipa, sincer, adică mă așteptam să fie mult mai bombă. Hai să vedem finala de Champions League câștigăm la penaltiuri uh, înscrie Mbappé Kangin Lee, Xavi Ugarte și Asensio nada Drăgușin pentru că este fundaș dar uite-l pe Mbappé aici cu trofeul Champions League Da datat, așa e frumos deci un sezon perfect pentru PSG și mai ales pentru Drăgușin a făcut uh, tot ce trebuie aici, dar mai vreau să luăm un Challenge și să mai mergem la încă o echipă Să vedem cum se va descurca Acesta și o ofertă pentru drăgușini De la Manchester City Bă nu știu ce să zic de oferta Asta bă e bună City A fost acum la PSG coleg cu Mbappé Și o să se ducă să fie Coleg cu Halam bă o decizie Destul de grea sincer bă aș fi Vrut aș fi vrut sincer ori Barcelona că na, au mai fost zvonuri Că se duce la Barcelona ori Juventus De ce băi am Juventus pentru că a fost echipa Unde și-a făcut junioratul Drăgușin, bă, hai să așteptăm Hai să așteptăm, care e prima dintre Juventus Și Barcelona, acolo mergem Dacă nu avem de la ei, nu știu, merge și noi La cea mai bună variantă, uite De la Inter, nu ai intrat oferta De la Juventus Respect, acceptăm și Mergem la Juventus, echipa care L-a crescut pe Drăgușin, a fost Coleg acolo cu chelini cu Ronaldo Bă, asta voiam, să se termine Frumos, acum nu știu ce echipă Are Juventus, dar să sperăm că nu e atât de Părnai Doamne, nu pot să cred, a intrat. Aoleo, doamne. A venit și oferte de la Barcelona, bro. Accept și pasta, nu știu unde se duce el. El alege. Drăgușin o să aleagă. Probabil o să merge la Juventus, dar bă, am zis și, și Barcelona și Juventus și au intrat amândouă. Doamne, ce chestie, genial. Hai să vedem unde pleacă Drăgușin. Chiar sunt curios. Bă, sunt foarte, foarte curios. Hai să vedem și mergem la Juventus. La prima lui echipă unde a debutat ca și senior. Bă, și sunt plă cu surprins de ce se întâmplă aici la Juventus. Nu avem cel mai bun portar, este de 82. Dar apărarea, vezi că e forță. Mijlocul aici, Rovela, Gavi și Fagioli, Bă, nu mă așteptam să fie atât de wow. Ademii pe stânga Kane în față Jimenez aici, nici nu știu pe acest Jimenez. A, și na, da, uite, aici sunt două, două mici probleme pe partea dreaptă și în poartă. O să aducem doi jucători așa de 85-86 ca să nu nu ne tragă în jos. Dacă e să câștigăm ceva, să nu ne tragă jucătorii ăștia în jos. Hai să vedem uh, sezonul acesta la Juventus cum se va descurca drăgușim pentru că, bă, sincer, arată bombă echipa asta și vreau să-i dăm capitan pentru că e aici unul dintre cei mai vechi jucători, nu știu cine ar fi mai vechi în primul 11 decât el. N-a jucat în continuu aici, dar a fost la Juventus. Uh, ce mi s-a părut interesant, uh, l-a văzut aici și pe Pogba. Nu știu ce se mai întâmplă cu el. Eu n-am mai zis nimic de Pogba, parcă a fost într-un scandal sau s-a accidentat. Habar n-am, nu știu ce s-a întâmplat după, după, ce a plecat de la United, parcă a dispărut Pogba. Ziceți voi în comentarii de noi așa. Se termină și sezonul cu Juventus. Hai să vedem echipa. Am adus și doi jucători pe Livakovic în poartă și pe Chiesa în dreapta. Am zis că, băi e un jucător de al casei. Drăgușina a crescut doar un overe, ajunge la 26 de ani acesta. A început să scadă echipa, văd Kane aici, a... n-au mai crescut tărăs, cred că n a fost un sezon foarte, foarte reușit Și terminăm pe locul 4 în seria A Totuși reușim să luăm cupa, ceea ce e destul de ok Și hai să vedem Champions League-ul Terminăm pe locul 2 aici într-o grupă cu Borussia și Sporting După aceea ne elimină psg nu pot să cred Fix fosta noastră echipă Mamă ce ghinion Asta a fost cu karma sau ce? Hai să vedem și Drăgușin a jucat 47 de partide Are și una. No 9 clean și turi Dar uh, clar este unul dintre cei mai buni jucători în momentul de față Hai să mai dăm un transfer sau Ce se Nu pot să-l pun pe transfer list Mai vreau să mergem la o echipă Hai să vedem un ultim sezon Lăsați un like acolo pentru cât mai multe episoade Și abonați-vă să nu ratați următoarele episoade Pentru că urmează content super super blană acest an Și vreau să vă întreb O întrebare așa rapidă Dacă ați ajuns până aici Vreau să-mi spuneți dacă vreți să mai vedeți episoade de Ultimate timp pe canal Sau o lăsăm așa pe carier mod M-am reapucat apucat de Ultimate Team recent, că tot vine toti, urmează și Team of the Season, -ul. Eu zic că ar fi interesant să mai băgăm din când în când și un episod de Ultimate Team. Sezonul trecut am avut oferte și de la Juventus și de la Barcelona și uite că a revenit oferta de la Barcelona, se pare că Barcelona chiar și l dorește pe drăgușine, am mai avut ofertă de la United, dar sincer nu m-aș duce la United în momentul ăsta, hai să mergem la Barcelona. Și ia uite-l pe drăgușin cum îmbracă tricou Barcelonei, am văzut bine numărul 6 este prezentat aici la Barcelona și hai să-i dăm drumul cu ultimului sezon cu această echipă. Ia să vedem Drăgușin, Punde, Boui, Bendeș, Boajetici, Pedri, Bob. Colo, Moani, Doku, Torres. Bă, interesant aici. N-am ce să zic. Interesantă echipă. Ginter mai văd pe aici. Garcia a rămas. Uh, Luc a venit și el. Interesantă echipă. Hai să-i dăm drumul cu ultimul sezon. Să vedem ce va face Radu Drăgușin. Se termină și ultimul sezon. Uh, nu văd nimic aici legat de Champions League. Asta este echipa și câștigăm la Liga. Ce -și este foarte bine pentru Drăgușin. Am mai pus acolo un trofeu bate uh, Batem aici realul la diferență de un punct Câștigăm și Super Cupa Spaniei Iar în Champions League văd mai... Mamă, ne-am întâlnit cu fosta noastră echipă Spurs Și după aceea ne elimină Chelsea la penaltiuri Din păcate am avut ghinion aici cu Chelsea Chelsea care ajunge până în semifinale Și bo ce final aici Napoli cu Borussia La finalul acestei cariere vreau să vă arăt uh, foarte rapid pe Drăgușin uh, 52 de partide Este cotat la 132 de milioane 210 salariu pe săptămână 27 de ani, 91 OVR Eu consider această simulare de carieră una reușită Sper că a plăcut și voi acest episod Un like acolo Eu am fost Siner și v-am pupat Pa, pa!